La data de 19.03.2020 am venit la spitalul din sat unde am mai fost recent la doamna medic de familie și sunt alungată afară. Deci eu explic în felul următor, pentru că nu sunt responsabil absolut nimic. Și acum mergem, îți vedem în cabinetul doamnei și ne va spune ea. Doamna, nu doar, eu am... Nu mi-a dat, nu gândiți! Da, dă-le ea, că nu e pentru copil, îmi trebuie medicamente eliberate de la prescripția medicului de familie, te rog frumos. Pe la 31, data de 1 martie, la mine fetița avea o viroză, o răsit. M-am adresat la medicul de familie din sat, doamna Minodora, cu păreri de rău, nu știu familia ei. I-am explicat că fetița are o viroză, care sunt simptomele și am rugat-o convingător să vină să o vadă. La care doamnele s-au început a sfădi la punctul medical din satul Vărâncă, oraș Soroca, ieși încă o asistentă medicală, doamna Aneta. Una spune că e, nu merge acasă la copii pentru că are 0,75 salariu și nu este obligată să meargă la copii. Le-a explicat că situația e dificilă, e mare, e greu de dus, e frig afară, acolo trebuie dezbrăcat și adică iarăși o pun în pericol, îi pun sănătatea în pericol. Doamna ne-a vizitat, nu ne-a ascultat, nu nimic, adică când a intrat în casa noastră, avea fața ei și tot corpul ei, spune că împrejur îi tot... nu știu, murdar de rahat, nu știu, așa o impresie o lăsat e. O plecat tot, că-i tot bine, nu are nici o viroză copilul, cu toate că avea o respirație destul de grea și, adică copilul meu avea viroză. La data de 7 martie, sara, ne-am mai chinuit așa când ești, avem febră, îi punem de febră, de mâncat, nu mânca, adică sânță copilul, sânță rău. La data de 7 am chemat salvarea pentru că a făcut febră 39,4, e având convulsii, adică categoric nu îi poate să fac febră. Am fost transportat la spitalul raional din oraș Soroca, am stat până la data de 8 martie, până pe la vreo ora 12, după care ne-a consultat un medic care era de gardă, ne-au prescris tratamente și ne-au eliberat, adică ne-au lăsat, mergem la domiciliu, deoarece fetița e în stare gravă, adică de sănătate, nu au condiții pentru copilaș atâta de special, că noi avem un regim cu totul aparte și ne-au lăsat să mergem la domiciliu. Nu apare nici are viroză. Nasul este înfundat, ceva problema e în gât, pentru eu când o hrănesc, e mâncarea, o scoate pe nas, înapoi. Sara, când doarme, chiar doarme, are un somn liniștit, după care se nădușe așa. Vă rog foarte să mă țineți ori de patronaj, e mare, eu nu pot să o aduc până încă, așa e rău, adică. Vă rog frumos, vine cineva să vadă. Dacă aveți, pe data de 11 februarie are 16 ani. Chiar vă rog, chiar vă rog. Pentru că îi mai dau eu picături de nas, adică ceai cu obiectiv să-i fac. Așa.
Da. Tratamente, am cumpărat în sumă de 800 și ceva de lei, am cumpărat medicamentele pentru febră, mai pe scurt, mult medicamente, am recetele. Am venit acasă, acum ne-am tratat și la moment fata mai are respirația grea. Se vede că din chep de, nu îi se poate rupe sputa asta, nu îi se poate rupe. Astăzi, dis de dimineață, m-am îndreptat la medicul iarăși de familie ca să-mi dăie ceva picături pentru nas, să-mi dăie ceva, o mixtură care ar putea să zvârlă sputa aceea, la care doamna a reacționat foarte urât. M-a șocat faptul că ne-a ținut afară închis de amăte. Asta pentru mine a fost șoc. Am sunat la linia fierbinte, iaca, am sunat de două ori la linia fierbinte contra virusul ăsta și ni s-a dat de la Ministerul Sănătății. Am sunat de 9 ori și nu mi-a răspuns nimeni absolut. Eu idei nu am, eu înțeleg că situația este agravantă în țară, adică e coronavirusul ăsta și ne l-o mai născoșit și pe ăsta și e situația destul de... Adică, dar totuși, eu m-am prezentat la medicul de familie ca să-mi prescrie careva medicamente, le cumpăr până la urma urmei, că au zis că este legii care dă la copilaș speciale, adică persoanele invalide primesc gratuit, nu mai este nicio brânză adevărat. Ni s-a dat gratuit un fel de mixtură care peste o lună de zile îi expiră termenul de valabilitate și după cum știu toți medicii, cu păreri de rău, n-am studii medicinale, dar adică ce polecuță că medicamente, de acum medicamentul nu este bun. Dacă este o lună de zile până la expirarea termenului de valabilitate, el nu mai este bun. Adică eu chiar nu m-o speriat ca să-mi cheme poliția și drept eu nu aveam mască. M-am prezentat la farmacia punctului medical să procur masca aceea, că nu am în casă mască. Avem o băsmăluță, adică m-am acoperit cu băsmăluță, m-am protejat cum am putut. Înainte de ieșire din casă, mi-am dezinfectat fața, mâinile, tot, nu am atins cu mâna absolut nimic. Na, mi-a scris foist tot, adică ca la distanță să comunicăm, la care eu vă zic, eu a reacționat un eu a rămas șocant, eu a zis că cheamă poliția, că mai nu știu, că n-ai batatul, nu m-a ascultat, m-a înjurat, eu nu știu ce să fac, la mine fetița abia se respiră, sun persoanele de la salvare, adică ei pot să-i maximul și pot să-i facă, să-i fac o injecție pe care o pot să fac și eu acasă. Dar avem nevoie de picături pentru nas care ar desfunda năsucul și eu idei n-am, eu nu știu ce să fac. Dar la șeful spitalului, al centrului medical din sat n-a intrat, dacă medicul de familie poate da, el a șeful superior. Ok, eu m-am adresat la medicul de familie, e pare mi se șef, e un fel de Dumnezeu la noi, așa e. Și ți-am expediat și video, adică eu vă zic, eu a reacționat și data trecută, când eu m-am prezentat la doamna, fără, ei chiar nu are nici experiență, pare mi se, și nici responsabilitate, că a dat jurământul lui Hipocrat. Eu m-am adresat, i-am explicat tot, la care doamna m-a trimis la asistenta socială. Asta e culmea, tupismul tupismului. Și să-mi fac asistenta socială? Să-mi măsoare febra la copil, să-mi spui și suferă copilul meu, că e asistent socială. Ce ar putea ei să-mi fac? E o catastrofă mare și nu numai... Adică mai sunt persoane care splâng pe faptele ei, dar splâng așa, la nivel local. Dar eu nu sunt dispus să stac, pentru că, Doamne ferește, de se întâmplă ceva cu copilașul meu, vă jur, în două ani grei de pușcărie, că ar să zic că eu intenționat am făcut și nu m-am adresat și mai nu știu și eu nu știu la care ușă să mă duc, cum să mă rog, eu calm, adică eu...
m-am adresat la un medic care a dat jurământul lui Hipocrat. Eu înțeleg că e coronavirusul ăsta pe țară și e dezastru mare, Să iei bahile din urna cu gunoi, adică asta nu-i pericol. Dacă ține să-mi prescrie niște tratamente la un copilaș care necesită urgent, asta la dânsa e pericol și m-a jurat și m-a dat afară, ești afară, de parcă eram cu coronavirusul pe cap. Și el dădem și ei. Eu, într-adevăr, nu știu ce să fac. Și am sunat la Ministerul Sănătății, chiar ca mai sună dată ca să auziți dumneavoastră, că nimeni nu ne răspunde. Eu din 9 ori am sunat. Poate trebuie încercat măcar la Direcția Sănătate Raională. Păreri de rău, la Direcția Sănătate Raională nu am nici un număr de telefon de la Soroca, dar cred că să aflu eu acum și în curând. Sau iată, găsesc eu acum și pe internet. Pentru că, într-adevăr, e dezal, m-aș duce și, adică ca să înțelegi corect, ca să mă duc să-mi procur medicamentele date, eu trebuie să plătesc undeva 200 de lei mașina până la oraș. Și să mă duc și să dau acolo niște bani pentru medicamente care ar fi trebuit să mi le prescrie gratuit. Eu într-adevăr, eu nu știu ce să fac. Eu înțeleg că Moldova noastră e plină de oameni nebuni, că altfel n-ai cum să le pui. Mă, om, Dumnezeu, nu m-am prezentat la tine să mă prind, să mă pup, să mă... Da, adică m-am prezentat să-mi prescrii un tratament, să merg la farmacie, să mi elibereze și am plecat. Nu înțeleg că e pericol, iar din nou, dar nu m-am prezentat de voie bună, că așa-mi plășenii, să o văd pe doamna medic, să mă trimat pe mine acolo unde m-o trimis. Într-adevăr, are pe internet afișat doar adresa e-mail și sunt numai telefoanele de la Chișinău. Poate îți dau contacte și suni încolo și poate ți-or da ei telefon de la Soroca. Te rog foarte frumos. S-am trimis în chat contactele lor. Aha, am zis. Dar probabil la informații la Mol Telecom, dacă suni, îți dă informații și îți spune numărul Direcției de Sănătate. Am să încerc și la Mol. Nu răspunde nimeni tot. Și acolo sau să răspundă obraznic ca medicul de familie despre care ne-ai povestit și revoltător. Ok, dar sunt medici într-adevăr care sună riscului, adică e pericol. Și oamenii care nu dorm cu sucile și într-adevăr mă închin în fața lor, adică eu sunt sigur că la un medic de aici care aș apela, adică m-ar îndruma normal, ca pe un om normal, dar nu așa, să... Eu prin cuvinte nu-ți pot explica reacția lor. Adică ele stăie să bei ceai, pot. Să mai facă mie acolo, pentru asta nu-i coronavirus, dar ai, ca să-mi prescrie careva... Ok, Oleg, eu înțeleg că trebuie să consumi toată lumea lichidic și noi, la rândul nostru, consumăm lichide, dar consumăm în felul următor, când îi, da, dar nu, dacă se înșepe, eu la ora 9 eram acolo, la vreo 15-10, și dacă se înșepe ziua de lucru, na, eu a venit la ora 8 și la ora 9 de a mă bea ceaiul. Cât timp nu ce sunt pacienți, poate să facă orice. Când apar pacienți, trebuie să-i trateze cu responsabilitate. Deci normal, dar dacă sunt pacienți, Oleg, dacă sunt pacienți, ei reacționează ca o nebună, mai trimite în acolo unde mai trimite și bie cea mai departe. Am înțeles, am și video. Așa tot nu se face. O să le montez atunci împreună și public. Mulțumesc, Oțeana, pentru mărturie. Te rog să... Eu ți-am expediat și la data de 1 când am fost la doamna și i-am explicat ce are, cum are, adică și indiferența ei totală, mi-a trimis la spital. Și dar să fi văzut atunci, poate cumpăram un ingalator, nu știu, îi procuram careva medicamente care cupau. Te treaba asta și o tratau aici pe loc acasă, dar nu facem fiebre o săptămână și nu ținem copilul. Asta e dezastru mare, când gine, când poți spune ce te doare, asta e
un fel, dacă nu poți spui și n-ai un copilaș special. Adică eu cred că trebuie și mai responsabil. Și în satul Vărâncău noi avem doar 3 copilași speciali. Adică ar fi putut măcar odată la sincer îți spun, la colectarea de sânge, ca să vedem cum e situația la noi cu globulile roșii a sânge, noi, eu am mers cu fata la Chișinău. Eu am achitat mașina din sat și am mers la Chișinău. Pentru că, într-adevăr, aici nu am încredere doar în medicul psihiatru. Atât. Pentru că eu, doamnă, chiar cu suflet mare, îmi lămurește, deși cum ar putea să-i administrez și nu trebuie și trebuie. Cum, adică, da, ești la alții, e dezastru mare ce se face. Și ministra sănătății, încă, într-adevăr, îmi pare foarte rău situația asta. Nu știu, strigător la cer și nici nu știu la cine să mă adresez, care ar putea normal să răspundă, să nu mă trimată, dar să-mi răspundă oamenii ăștia, așa pe înțelesul meu. Și m-am dus și am plecat, că nu m-am dus acolo să... Chiar îmi pare foarte rău. Bine, îți mulțumesc din suflet. Pentru încredere și pentru apel, sper să intervină de sus și să o liniștească, să o educe pe medica cei de familie sau să o înlocuiască. Îmi pare că pot să alegi, ar fi, dacă aveți alt medic de familie în sat. Ar fi, dar sunt medici din sat de la noi, sunt medici, adică persoane cu studii medicinale care au lucrat o viață la punctul medical și ar fi... Adică, pediatrie. Și ar fi normal să... Dar ar putea să o înlocuiască. Mașină statul i-o dat, benzină i-o dat să vină cu medica de la Soroca, nu știu de unde, pentru un sat. Și vine în sat, adică merge cu mașina de serviciu pe unii mei trebuie. Înțelegi? E tot profită din treaba asta. Și adică ar putea să aibă mașina asta, ar putea să o aibă și un medic de la noi care ar merge cu cea mai mare plăcere la chemare. Dar nu așa, am mers și am plâns să vin să o caute și e dezastru foarte mare. Într-adevăr, îmi pare rău. Sunt medici care, într-adevăr, sunt medici, dar sunt niște neghiori care e pe mine de... 65 de kg, m-a trimit acolo de unde am ieșit, că avem 2,5 kg. Mama mea și eu făcut ea. Și apăzi și cum să păstrezi calmul? Când ai sistemul nervos așa distrus, apăzi că bada prostii că mai trăiești. Indiferența asta totală. Doamna Minodora. Familia nu eu cunosc, dar e una cu nume de ăsta special și mai știu că locuiești în Dubna, oraș Soroca. Dar e o persoană destul de agresivă și nu numai eu am suferit din cauza ei. Nu numai eu, sunt persoane care au mai suferit în sat, adică nu știu dacă trebuie, cred că ele tot ar să adreseze. Că au fost și din neatenția medicului și deces de el, o decedat în copilaș, tot din neatenția ei căscășiunea și este. Și da, îi merge ea că trebuie, dar ulcica la apă nu merge de multe ori. Mai sunt și persoane care pot să se bată la ușă și să o pui la punct, că nu e normal așa. Bine, mulțumesc mult pentru susținere. Și o zi bună și stați acasă. Am înțeles. Stați acasă și protejați-vă. Și la revedere. Sănătate. Da.